e bine făcut, arătos și sfătos. Cum ar spune frații noștri din Ardeal, e zdupeș, șod și ocoș. Românii de pretutindeni îl strigă simplu: Cabral! Bună ziua și bine v-am găsit la Ce spun românii! Sir John Lubbock, un biolog englez din secolul al XIX-lea, a făcut un experiment foarte interesant. A luat 50 de furnici, pe 25 dintre ele le-a pus într-un pahar gol, pe 25 dintre ele le-a pus într-un pahar cu whisky. Arăt în paharul cu whisky, uii! Normal. Apoi a luat furnicile și le-a reunit. Ce credeți că s-a întâmplat? Cele treze s-au mobilizat imediat și le-au preluat pe cele matrafoxate și le-au dus într-un loc sigur să doarmă. Foarte, mi-a plăcut foarte mult treaba asta. Ai auzit trandafir? Să ții minte, când mai ești cu Silviu la bibliotecă, să aveți grijă unii de ceilalți. Vă rog frumos. Perfect. De acum încolo ieșim în grupuri de 50 și ne organizăm. Cu cine jucăm astăzi? Popescu! În aplauzele voastre, familia Popescu! Familia Popescu din Drobeta, Turnul Severin. Ionuț este capitan. Ziua bună! Ziua! Ionuț este inspector de protecție civilă în domeniul feroviar și un mare fan al cărților science fiction. Printre pasiunile sale neîmplinite se numără somnul și vacanțele de 6 luni la mare cu familia. Nu îi place să primească ordine de la soție, dar o face. Și nici călcatul rufelor, dar le calcă. Și nici spălatul lor, dar le spală și pale. Nu-i place nimic, dar face tot săracul. Cu cine ai venit, Ionuț? Bună ziua, am venit cu nepoții și fratele meu. Nepotul meu, Adelin. Ea nu mai este nepoata mea, este prietena nepotului meu, Chiar Julieta. Chiar m-am speriat, interesant nepoți. Bună, Julieta. Da, da, da. Nepotul Denis. Salutare. Și fratele meu, Dani. Salutare, Dani. Adelin este un tip sportiv care adoră alergatul dimineața în natură și timpul petrecut alături de prieteni. Este cel mai în largul lui atunci când ține în mâini volanul mașinii sau o farfurie de sărmâi cu smântână ca la carte. Se fofilează când vine ziua curățeniei. Chiar am vrut să zic, domnule. Chiar scrie aici, dar nu... Mi-am dat seama cumva. Julieta este o studentă pe care o entuziasmează plimbările în parc, locurile noi, serile cu prietenii. Urăște vorbitul în public, carnea și vecinii care mută mobila prin casă. Este suficient să-i menționez cuvântul lubeniță și o vezi cum înghite în sec. Denis împărtășește pasiunea pentru sport cu Adelin, nu refuză niciodată o plimbare în natură și nu ar concepe viața fără... Ce credeți? Fasole. Fuge de alcool, de învățatul excesiv și de zgomotele asociate curățeniei precum aspiratorul. Da, te înțeleg și mie îmi face rău, da? Dan lucrează în domeniul vânzărilor și se relaxează construind diverse lucruri cu propriile mâini. Ar putea vorbi despre fotbal ori în șir, iar visul său, cel mai mare, este să dețină propriul club. Evită să meargă la piață. Ciorba de urzici și înălțimile. Bine ați venit! Tatăl meu e bine? Da. Ușor stresați, ușor, dar sper să vă relaxați rapid. Baftă! Baftă! De cealaltă parte, familia Feștiră! Din ea sunt ei conduși de Vlad. Salut, Vlad! Bună ziua! Bine ați regăsit! Bine v-am regăsit! Ce faci? Foarte bine! Foarte bine! Așteptăm să începem acțiunea. Păi hai, nu, cu cine ai venit? Spune și după aia începem. Am venit împreună cu iubita mea pe nume Vivi. Bună, iubita, cu viitorii noștri nași, Alex. Salutare, Alex. Și Simona. Bună, Simona. Și bună. Cu verișoara mea, Lavinia. Bună, Lavinia. Bună. Toată lumea bine? Foarte bine. Baftă. Sătul. Baftă. 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 Jucăm? Să vedem câte variante avem. 7.
Am întrebat 100 de români. Pentru că ești patriot, unde arborezi drapelul? La balcon. La geam. La balcon. La balcon. La balcon. La balcon. La balcon. Avem... Clădire. Clădire. Bun. Jucăm, pasăm? Jucăm. Să jucăm. Mulțumesc, Vlad. Pentru că ești patriot, unde arborezi drapelul? Pe mașină. Pe mașină. Bun. Pentru că ești patriot, unde arborezi drapelul? Pe casă. Denis, pentru că ești patriot, unde arborezi drapelul? Pe tricou. Pe tricou. Avem... Dan, pentru că ești patriot, unde arborezi drapelul? Pe primărie. Pe primărie. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Ionuț, pentru că ești patriot, unde arborezi drapelul? În curtea casei? În curte. Ar putea fi. Bravo. Adelin, pentru că ești patriot, unde arborezi drapelul? La școală. La școală, da. Nu avem varianta asta. Vă ascult? În centrul orașului. În centrul orașului. La birou. La birou. Pe birou. Pe birou. În centrul orașului. În centrul orașului. 5 și 7. Pentru că ești patriot, unde arborezi drapelul? În centrul orașului. Ați văzut că a îndreptat și spatele. În centrul orașului. E bine? Cum nu? Câștigă această rundă familia Popescu. Ia spuneți voi. Pe... Stați un pic. Ai ajuns cumva pe stâlpuri? Imediat m-am corectat. Pe stâlpuri. Da, eu am auzit. Pe barcă. Foarte bine, marinare. Foarte bine zis. Bicicletă. Peste tot. Ar putea fi. Da, și asta. Da. Am un prieten, Matei Stoicescu, asta face ca hobby. Călătorește foarte mult. Cu picioarele lui, alea două. Urcă vâr de munte, pune steagul. Asta face weekend de weekend. Da, da. E tânăr, e frumos, e puternic și obosit. Da, na. Și alea, da, da, de la steagurile alea. Aia e problema. Runda a doua. Toți nebunii s-au strâns la mine, pe cuvânt. Cu cine jucăm? Hai! Să vedem câte variante avem. De la steagurile alea, că-s grele. Am rugat 100 de români să completeze. Rapunzel și-a cumpărat entuziasmată un șampon special pentru... Părul lung? Părul lung. Corp. Ce? Corp. Stai, domnule, cu pic, am dat X-ul. Deci, ca să fiu sigur că deci, a cumpărat un șampon special pentru corp. Pentru corp. E cu X? Nu cred. E cu X. Alex. Pentru a face baie. Pentru ce? A face baie. Pentru a face baie, nu mâncare. Julieta? Vârfete despicate. Ok. Bun. Jucăm, pasăm? De linie. Mai parcă n-am prea jucat, ce să zic. Pasăm. Pasați? Hai să jucăm, Vivi.
Simona, Rapunzel și-a cumpărat entuziasmată un șampon special pentru... Strălucire. Strălucire. Bun. Rapunzel și-a cumpărat entuziasmată un șampon special pentru... Creșterea părului. Creșterea părului. Asta-i lipse. Avem. Vlad, Rapunzel și-a cumpărat entuziasmată un șampon special pentru... Volum. Volum. Avem. Vivi, Rapunzel și-a cumpărat entuziasmată un șampon special pentru... Descălcit. Descălcit. Era ghem, era făcută... Ciufoi era făcută. Nu? No? Cocoroașe, cocoroașe stătea. Alex, Rapunzel și-a cumpărat entuziasmată un șampon special pentru... Culoare. Culoare. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Simona, Rapunzel și-a cumpărat entuziasmat un șampon special pentru... Netezire. Netezire. Există ceva? Doamne, câte probleme aveți, jur. 37 de puncte în joc. Vă ascult. Pentru mătreață, să zic. Mătreață. 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 Pentru păr blond. Păr blond. Decolorare. Ce anume? Decolorare. Decolorare. 4 variante. Rapunzel și-a cumpărat entuziasmat un șampon special pentru... Dacă o zis creștere, atunci pentru căderea părului. Pentru căderea părului. Na. Bine, dacă la părul la lung făceam o treață, cu roaba o scotat acolo. Deci era ceva de nenorocire. Dar hai să vedem, domnule, pentru cădere. Câștigă această rundă familia Popescu. Ce mai avem? Mătreață. Pentru câini și pisici. Lasă, te-ai gândit tu când am pus întrebarea asta. Era favorit mătreață. Na, na, Belea. Vreți să-l arătăm la televizor? Da. Codreanu, vină în coace să arătăm varianta masculină la părul mătăsos. Eu nu vreau să vă supăr. Dar decât să am păr așa mai bine ca mine. Așa, hai să vedem. Păr ce? Hidratare, păr uscat, cum ar fi. Dar voi ăștia care aveți mult păr, voi stați de vorbă cu el și le întrebați cum ești tu astăzi. De ce ai nevoie? De ce ai nevoie? Spune-mi ce ai nevoie. Și spune, hidratare! Gata, îți dau hidratare. Sau în fiecare zi stai cu ochii pe el. Ia să te văd. Cum faceți? Eu nu vorbesc singur. Eu vorbesc cu pielea de pe coate care mi se usucă. Ia spune-mi cum ești acum. Luăm pauză, revenim. Ești uscată? Revenitam cu runda a treia. Avem până acum strânse 120 de puncte. Jucăm cu? Hai. Să vedem câte variante avem. 7. Am întrebat 100 de români. Ești domnișoară de onoare la o nuntă de hipsteri. Din ce material îți face rochia?
Mătase. Mătase, cred că ești ucigătoare, Alex. Avem... Din piele. Piele. Favorit. Jucăm, pasăm? Jucăm. Să jucăm. Mulțumesc, Alex. Ești domnișoară de onoare la o nuntă de hipsteri. Din ce material îți faci rochia, Denis? Din... Fibră, nu știu. Din fibră. Bun, bun. Dan, ești domnișoară de onoare la o nuntă de hipsteri. Din ce material îți faci rochia? Vinilin. Vinilin. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Ionuț, ești domnișoară de onoare la o nuntă de hipsteri. Din ce material îți faci rochia? In. In. Deci nu vinilin, in. Nu. Nu? Nu. Ce nu? Nu vinilin. Ba da. Foarte bine. Adelin, ești domnișoară de onoare la o nuntă de hipsteri. Din ce material îți faci rochia? Bumbac. Bumbac. Bun. Julieta, ești domnișoară de onoare la o nuntă de hipster. Din ce material îți faci rochia? Din blugi. Blugi. Jeans, cum ar fi. Nu vă place nici așa, nici așa? Denim? Nu? Nu le convine, domnule, nimic azi. Poftim. Ești domnișoara de onoare la o nuntă de hipsteri. Din ce material îți faci rochia? Habar n-am. Din habar n-am. Cred că este scumpă. N-avem din habar n-am. Vă ascult? Tiul. Ok. Tiul. Clar. Tot tiul. Bun? Tiul. Perfect. Două variante. 4 și 5. Vlad, ești domnișoara de onoare la o nuntă de hipsteri. Din ce material îți faci rochia? Din tiul. Alex, cum arată tiulul? E o chestie așa creponată. O chestie așa creponată. Da, dacă mai transparent așa. Ia să vedem. Câștigă această rundă familia Popescu. Ce avem, domnule, acolo? Piele de crocodil. Poliester. Dantelă. Viscoză. Viscoză. Am ajuns la runda a patra. Prima rundă cu puncte duble. Ha. Să vedem câte variante. 8 sunt. Am întrebat 100 de români. Traficul este o problemă pentru un șofer. Ce dă emoții unui marinar? Băutura. Eu încă procesez întrebarea. Nu, eu aștept să ne problemă, ci nu nicio grabă. Aglomerația. Aglomerația. Dan? Stâncile. Stâncile. Avem stânci. Lavinia? Vremea. Vremea. Cred că ai nimerit-o, Lavinia. Mă rog, dibuit-o, nu nimerit-o. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. Ionuț, traficul. Știți că așa se pune accentul. La noi zicem toți traficul. Noi, dar e traficul, e acolo. Traficul este o problemă pentru un șofer. Ce dă emoții unui marinar? Balenele foarte mari. Balenele foarte mari. Adelin,
Traficul este o problemă pentru un șofer. Ce dă emoții unui marinar? Valorile. Ok. Foarte bine. Traficul este o problemă pentru un șofer. Ce dă emoții unui marinar? Vântul. Cine? Vântul. Vântul. Aveți dreptul să vă sfătuiți. Denis, traficul este o problemă pentru un șofer. Ce dă emoții unui marinar? Nu știu, locația. Tot habar n-am, mă. A fost al treilea. Da. Mă duc până la vecin, mă întorc imediat. S-a zis furtună. Da, nu e aceeași. Ba da. Direcția. Direcția. La fel, direcția. Direcția. Ploaia. Ploaia. Direcția. Direcția. 5 variante de răspuns. Traficul, dar tot la zero. Cred că v-ar ajuta asta, 130 de puncte. Traficul este o problemă pentru un șofer. Ce dă emoții unui marinar? Pirații. Pirații. Câștigă această rundă familia Feștilă. Voi ați zis toți direcția. Direcția. Sau... Hai să vedem. Sau Alex a zis ploaia. Ploaia. Da. Avem ceva ce se poate asimila cu direcția? Nu. Rău de mare. Pescajul. Ceața. Marea. Mița la gălță. Ceața. Mula mare. Triunghiul Bermudelor. Crecă. Triunghiul Bermudelor, da. Ghețara. Balenele. Am încercat cu balenele. Mari, mici, n-avem. Romul. Romul simplu, că se îmbată. Și vin pirații. O deveniune. Am intrat acum în runda a cincea? Da. Nu, încă n-am intrat, tocmai intrăm. Nu, anticipați greșit, mă scuzați că vă deranjez. Punctele sunt duble? Da. Normal, vor fi duble, nu sunt încă. Cu cine jucăm, știți? Da. Cu Dan și cu Lavinia. Vom juca încă, nu jucăm. Dacă eram aici după ce făceam acum pe interesant, un lanș două după ce. Să vedem câte variante avem. Avem? Cum? Că avem 8, uite. Am întrebat 100 de români. Arma lui Captain America este un scut... Da, Dan, ai să le zici ceva? Vreau să zic scut. Da, băi, asta zic. Arma lui Captain America este un scut indestructibil. Care ar fi arma... Capitanului România. Sulița. Sulița. Sulița, foarte bine. Toporul. Toporul. Un topor. Jucăm, pasăm? Pasăm. Pasați? Hai să jucăm. Arma lui Captain America este un scut indestructibil. O știți? Alea pe rotund, cu pac-pac. Care ar fi arma capitanului România? Secure. Secure. N-avem varianta asta. Adelin, arma lui Captain America este un scut indestructibil. Care ar fi arma capitanului România? Sabie. Sabie. Ar avea și melodie. Sabie cu zurgălăi. Julieta, arma lui Captain America este un scut indestructibil. Care ar fi arma capitanului România? Cuțit. Cuțit.
Aveți dreptul să vă sfătuiți? Denis, arma lui Captain America este un scut indestructibil. Care ar fi arma capitanului România? Un pistol. Un pistol. Unde-s pistoalele? Avem? Dan, arma lui Captain America este un scut indestructibil. Care ar fi arma capitanului România? Un buzdugan, aș zice. Un buzdugan. Avem? Așa. Nu e domnul acolo. Vă ascult? Săgeata. Săgeata. Furca. Furca. Arc, săgeți. Ok. Furca. Ok. Patru date, patru sunt lăsate. Ați putea prelua conducerea, Vlad. Arma lui Captain America este un scut indestructibil. Care ar fi arma capitanului România? Un arc cu săgeți. Câștigă această rundă familia Popescu. Unde-s pistoalele? Unde-s pumnalele? Ce avem acolo? Cum? Briceag. Furcă. Secere, da. Pușcă. Parcă văd scoate gheba și bate pe toți. Băi, băiatule, ce te apucă? Ce te-ai turat așa? Oh. Deja. O lopată. Ei au Captain America, noi avem Capitaneasa România. Băi, când îi încinge pe dușman cu făcălețul ăla, miticosul răcește departe de n-ai văzut așa ceva. Runda A. Șasea. Punctele sunt. Trime. Cu cine jucăm? Capitanii. Haideți. Capitanii România înarmați cu un făcăleț. Să vedem. 8. Vrăjmași în întâlnire. Am întrebat 100 de români. Cum îi se mai spune cuiva pe care îl cheamă Mihai? Mihăiță. Bun. Miță. Bun. Jucăm? Jucăm. Pasăm? Jucăm. Hai să jucăm. Mulțumesc, Vlad. Cum îi se mai spune cuiva pe care îl cheamă Mihai? Mihă. Mihă. Bun, domnule. Cum îi se mai spune cuiva pe care îl cheamă Mihai? Miții. Miții. Denis, cum îi se mai spune cuiva pe care îl cheamă Mihai? Mihăilă. Mihăilă. Aveți dreptul să vă sfătuiți? Dan, cum îi se mai spune cuiva pe care îl cheamă Mihai? Mișa. Mișa. Bun. Ionuț, cum îi se mai spune cuiva pe care îl cheamă Mihai? Milă. Bun. Hai să vedem. Vă ascult? Michi. Am înțeles? Michi. Am înțeles? Tot Michi. Am înțeles? Mițu. Ok. Patru variante. Dacă îmi dai patru, îmi dai șase, îmi dai șapte sau opt, Vlad, câștigați runda și jocul. Dacă nu, pierdeți.
Cum îi se mai spune cuiva pe care îl cheamă Mihai? Mifu. Mi? Mifu. Mifu cu F sau cu, cu V? F. Cu F, cu F, de da. La Florin. Mifu. Da. Da. Câștigă această rundă și acest joc familia Popescu. Avem Michi? Sper că nu, că l-omor. Simona, avem Michi? Sper că nu, că l-omor. Hai mai lângă mine, Vlade. Hai, vino mai așa. Ar fi cazul, că... Vino așa. Așa. Ia să vedem, avem Michi? O să fug? Codreanu, ia-l pe Vlad, ia-l puțin, păi intre pe aici pe spate frumos, okay. Așa. Te duci, ei pe acolo așa și... La Iași pe jos ajungi. Pe aici mă duc. Mamă, săracu, vă dați seama că ei merg cu mașina, cu mașina sunteți? Până la Iași? Vă dați seama ce aud urechile lui Vlad până la Iași? Dacă mai e în mașină. Mifu, cred că de acum încolo Vlad e Mifu o să zică oamenii ăștia. Hai, hai, vino înapoi, hai că te apăr eu. Lasă-l, măcar până te rog eu frumos. Lasă-l, nu te apucă de el. Mamă, cum s-a uitat la el, ați văzut? L-a tăiat cu laserul de 3 ori pe față, pe secundă. Ce mai avem acolo? Miai. Miai? Miaiță, da, bravo. Da, chiar, domnule, Iță, bravo. Mea Mihai. Scuză-mă, ce? Așa, hai să-i spunem Bogdan. S-au blocat toți, au văzut acolo Mihnea. Ei văd, sunt toți așa, clip, clip. De ce scrie Mihnea, mă, acolo? Da, exact. Da, da. Deci, până la urmă, și a fost foarte aproape Vlad, adică el ce a schimbat o literă. În o să zică Michi, el a zis, a schimbat o literă și a ieșit Mifu. Două, mă rog. Da. Un cuvânt. Începutul era foarte promițător. Da, da. E greu să fii capitan. Chiar e greu să fii capitan. Ne asumăm. Este? Este. Pentru că ai de luat niște decizii și... Trebuie să-ți dai seama, până la urmă, care e varianta cea mai bună și aia e varianta în care crezi tu. Că da, ești capitan. Nu, Mifule? Iartă-mă. Vedem pe drum. N-am putut să mă abțin. Sau nu te mai vedem pe drum. Bun. Dacă mai apuc. Noi oricum avem aici camere de luat vederi. Dacă pleacă în viață, cineva trebuie să răspundă dacă nu mă ajunge la Iași. Deci, să știți toți patru că nu puteți să... Așa. Doamne ferește, lasă omul în pace. Mergem mai departe cu familia Popescu. Pregătiți-vă de rundă fulger. Și în același timp ne luăm la revedere de la familia Feștilă. Eu cred că v-ați și distrat. Clar. Și mi se pare că v-ați simțit bine. Mă rog, Simona acum orice zice e unde am pus cuțitul. Unde? Că era briceagul pe aici. Unde? Cred că calc cu mașina dacă nu găsesc briceagul. Sper să ne mai revedem. Și eu. Nu, adică nu, stai că să înțelegi, să ne revedem cu toții. Bine. În formula asta de 5 toți în viață. E de văzut. Toate bune. Să rămân. Toate bune. Mulțumim. Să rămân așa, mulțumesc. Să rămân. Pauză scurtă, revenire pe jur. Ei bine, iată-ne din nou față în față cu runda fulger. 200 de puncte. Ăsta este targetul nostru. Asta este ținta noastră. Cu cine? Ionuț și Dan. Haideți! Știți că avem două manșe. Trebuie să începem cu cineva. Cu cine începem? Ok. Da? Ne vedem mai încolo. De secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Liniștește-te, ești agitat. Nu mai fi agitat. Nu? Da? Nu mai fi agitat. Ai jucat bine tot jocul. Dacă te relaxezi un pic,
Ai 20 de secunde la dispoziție, sunt 5 întrebări. E timp destul. Da. Eu pun întrebările rapid, dar citeți și o să dăm de cap. Da. Bine? Nu știu răspuns, pas. Eu trec mai departe, ne întoarcem la final. Am înțeles. Jucăm? Jucăm. Baftă. Mulțumesc. Vreți să mai stăm un pic? Nu, nu. Nu? Bătaie. Am întrebat 100 de români. Ce găsești în pachetul cu mâncare primit de la bunica după ce ai făcut o vizită? Cozonac. În ce oraș din Europa evadezi într-un city break? Anglia. Pentru Londra. Ce eveniment îți croiești un costum la comandă? Nuntă. Nu ești ospătar, dar ai primit bacșiș. Ce profesie ai? Macelar. Ce notă primită la școală ai ascuns de părinți? 4. Vreți să vedem? Vreți, da? Hai să vedem. Ce găsești în pachetul cu mâncare primit de la bunica după ce ai făcut o vizită? Tu mi-ai spus? Cozonac. Cozonac. Ia să vedem. Cât rahat? Sau cu ce? Cu nuc ar fi mai bun. Cu nuc. Nu ne-a pus de data asta. În ce oraș din Europa evadezi într-un city break? Mi-ai spus? Anglia, Londra, nu știu. Doi s-au dus într-o sută. Dar de ce oare așa... Păi da. Pentru ce eveniment îți croiești un costum la comandă? Mi-ai spus? Nuntă. Nuntă. Ok. ...38 de puncte, ăsta pare favorit, bravo. Nu ești ospătar, dar ai primit bacșiș. Ce profesie ai? Măcelar. Cine știți? Facem bani. Ce notă primită la școală ai ascuns de părinți? Și tu ai spus aici? 4. Da, mi-am spus, asta e jos 2. Nu erau așa mici atunci, nu se dădeau. Da. Da. 70. Mulțumesc, Dan. Se trece. Vine acum Ionuț. ...25 de secunde pentru a răspunde la 5 întrebări. Dacă îmi dai un răspuns, aude sunetul acesta. Înseamnă că Dan mi-a dat deja acel răspuns și ar fi bine să-mi dai repede un altul. Okay. Nu știu un răspuns, pas, trecem mai departe, ne întoarcem la final. Okay. Merge? Merge. Jucăm? Nu pasă. Cum? Nu pasă, jucăm. Hai să jucăm. Nu-ți pasă? Baftă. Mulțumesc. Ce găsești în pachetul cu mâncare primit de la bunica după ce i-ai făcut o vizită? Cârnați. În ce oraș din Europa evadezi într-un city break? Barcelona. Pentru ce eveniment îți croiești un costum la comandă? Nuntă. Nu, altceva. Botez. Nu ești ospătar, dar ai primit bacșiș. Ce profesie ai? Pas. Ce notă primită la școală ai ascuns de părinți? 1. Nu ești ospătar, dar ai primit bacșiș. Ce profesie ai? Naș de tren. Ar putea fi. Vreți să vedeți? Hai să vedem. Hop. Ce găsești în pachetul de mâncare primit de la bunica după ce i-ai făcut o vizită? Cârnați. Cârnați. Că cozonac nu ne-a pus. Să vedem. Poate ne-a lipit de cârnați. Patru cârnați. Favorit, zacuscă. Apoi plăcintă, gem, ouă, sarmale, cârnați, gogoși, murături. În ce oraș din Europa evadezi într-un city break? Tu te-ai dus la? Barcelona. 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 Ia să vedem. Habla? Ocho. Favorit, Paris.
apoi Roma, Barcelona, Madrid, Viena, Milano, Amsterdam, Londra. Pentru ce eveniment îți croiești un costum la comandă? Tu ai spus prima oară nuntă, favorit. Botez. Apoi botez. Nuntă, botez, cununie civilă, aniversare, logodnă, interviu, teatru, ședință, foto. Nu ești ospătar, dar ai primit bacșiș. Ce profesie ai? Naș de tren. Favorit, frizer. Apoi barman, curier, taximetrist, doctor, cântăreț, spălător de mașini, cosmeticiană. Ce notă primită la școală ai ascuns de părinți? Mi-ai spus? 1. La 1 era pe copiere? Nu, la pe drept. Nu mai deschide nicio discuție. Să tac din gură, mucle sunt. Trei, patru, cinci, doi, șase, opt și unu. Domnule, merge mai departe. Asta contează. Haideți cu toții, familia Popescu. Mergem în cel de-al doilea joc. Bravo! Vlad, ești ok? Da. Clipește dacă ai nevoie de ajutor. Foarte bine sunt. Oameni buni, pentru astăzi asta a fost. Mergem mai departe cu familia Popescu și aflăm lucruri noi despre noi. Să fiți bine. Să fii sănătos. Nu mai zâmbesc.